Peste 100 de pompieri cu 34 de autospeciale de intervenție au participat la un exercițiu tactic pentru gestionarea unor posibile situații de urgență generate de un cutremur. Acțiunea a avut loc la Șoimuș și Deva, fiind puse în aplicare mai multe posibile scenarii, precum salvarea unor persoane din dărâmături, dintr-un bazin de alimentare cu apă, dar au fost și situații în care s-a verificat modul în care se reacționează în cazul în care a izbucnit un incendiu, ori dacă o conductă de gaz a fost avariată. Conform scenariului, în urma cutremurului, salvatorii au acționat pentru rezolvarea mai multor situații de urgență. Spre exemplu, din cauza suprafeței mari de teren afectate și a lipsei informațiilor de la fața locului, a fost necesară recunoașterea aeriană. Peste un autovehicul au căzut elemente de construcții și două persoane au rămas încarcerate, iar o alta a căzut în incinta bazinului de alimentare cu apă, dezafectat, prezentând răni multiple. O altă variantă, în stare critică extrasă din clădirile afectate de cutremur, a necesitat transfer urgent către o unitate spitalicească cu ajutorul elicopterului, iar într-una dintre clădiri a izbucnit un incendiu. Totodată a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a întregii localități afectate de cutremur, iar rețeaua de telefonie mobilă a fost afectată și funcționa cu interferențe, necesitând amplasarea la locul intervenției a unui punct operativ avansat. În urma evaluării calitative a exercițiului tactic desfășurat ieri, s-a concluzionat că întreaga activitate s-a desfășurat în condiții bune, atât timpii de răspuns al forțelor, cât și cel de intervenție, încadrându-se în parametrii optimi, iar în eventualitatea producerii unei situații de acest gen reale, instituțiile care au, potrivit legii, competența de acțiune în domeniu, vor putea gestiona eficient evenimentul.